Cei care nu fac nimic vor avea numai de servicii, pentru că următoarea întrebare, cum mai sunteți, nu va primi răspuns. Uite, noi ți-am spus, dacă n-ai făcut nimic cu treaba asta, nu-ți mai spunem. Și asta era una dintre mizele importante în organizație. Hai să ne întoarcem la întrebarea asta. Bă, ce este engagementul? Eu țin de o știință, dacă vreți, psihologie organizațională se cheamă. Și felul în care facem noi treaba este să gândim foarte mult lucrurile, cum le măsurăm lucrurile despre care vorbim. Pentru că dacă nu poți să măsori chestiile despre care spui, e ca și cum ai vorbit despre lucruri pe care nu le cunoști. În cazul engagementului, e un termen relativ greuț de înțeles, deși este așa un buzzword, toată lumea vorbește despre el. E o stare mentală. E foarte similar cu flow-ul din psihologia pozitivă, adică starea aia în care ești atât de plăcut cufundat în munca pe care o faci, în activitatea pe care o faci, încât uiți cum trece timp. E o stare în care angajatul se simte extrem de implicat și pasionat și energic la locul de muncă și asta se vede mai ales atunci când dă de greu. Oamenii cu un nivel sus de engagement, când dau de greu, nu renunță, dimpotrivă, sunt chiar bine, se îndrăjesc, trec peste obstacole și își văd de treabă mai departe. Și nu numai atât, le pasă de ceea ce fac, le pasă de locul de muncă, le pasă de angajatorul lor și asta se traduce în inițiative, își depășesc, hai să zic, job description-ul lor, își depășesc lucrurile pe care le aveau de făcut acolo. Și există două modalități. E foarte important să nu confundăm lucrurile atunci când mergem în organizație și ne întrebăm dacă oamenii noștri sunt sau nu sunt engaged, hai să zicem. Să nu confundăm engagementul cu satisfacția la locul de muncă. Satisfacția este o stare, dacă vreți, o stare igienică. Nu poți să stai într-un loc de muncă dacă n-ai un minim de satisfacție. Este ce te aduce pe vremuri, înainte să fim online, este ce te aduce de acasă, din pat, până la poarta organizației. Starea minimă în care ai suficient bănuți încât să-ți plătești facturile, este o atmosferă decentă la locul de muncă, să spunem, și relația ta cu managerii și cu organizația este una decentă. Și asta înseamnă satisfacție. Te aduce la ușa organizației. Nu îți dă și, în schimb, maxim de performanță. Pentru asta ai nevoie de mai mult, ai nevoie de motivație. Însă engagementul nu este tot una cu motivația. Poți să fii motivat de chestiuni, să zicem, mult mai externe. Poți să fii motivat o perioadă de timp de bani. Poți să fii motivat de o perioadă de timp de faptul că vrei să faci treabă serioasă pentru că îți este, nu știu, jenă de modelul tău în viață, de managerul tău, de părinții tăi cărora le-ai promis ceva. Și astea sunt factori motivatori buni, dar relativ destul de externi. Eu aș suprapune engagementul, starea asta de bine emoțională, cu zona superioară a motivației. Atunci când ești motivat pe bază de valori ale tale, ai găsit în ceea ce faci, în munca pe care o faci, o chestie atât de importantă pentru tine, încât este sinonimă cu valorile în care crezi. Vă dau un exemplu din exemplu personal. Prin 2005, cred că eram, 5-6, era unul dintre primele mele joburi în resurse umane și una dintre valorile mele în care cred foarte mult, am descoperit pe parcurs, este să dezvolt oameni. Îmi place chestiunea asta. De asta m-am făcut și trainer. De asta toată activitatea pe care o fac în prezent îmi dă foarte multă energie și stare de bine. La un moment dat, în jobul pe care l-aveam acolo, s-a ivit ocazia și mă confruntam prima oară în viața mea cu nevoia de a face un proces de reorganizare prin care vreo 200 și ceva de persoane dispăreau din organizație. E o situație care este extrem de contradictorie cu valorile mele. Între timp am mai avut ocazia să o fac, am înțeles nevoia de business, așa mi-am vândut-o mie, că faci un rău mai mic ca să previi un rău mai mare sau să protejezi organizația de un rău mai mare. Însă la momentul ăla pentru mine a fost un moment, un obstacol foarte greu de trecut. Mi-am vândut-o ca atare, dacă nu pot să fac nimic, să împiedic treaba asta, măcar hai să-l fac bine procesul, să fie profesionist făcut, să fie corect făcut, să protejez oamenii vulnerabili, tot în ideea că să meargă în mod sinonim cu valorile mele, care sunt în zona de dezvoltare.
Asta este partea de motivație superioară și care este foarte sinonimă cu engagement. Să crezi în ceea ce faci, pentru că corespunde cu niște principii și niște valori din viața ta. Și acum, dacă ne întoarcem la engagement, de ce vorbim despre el? De ce merită să ne petrecem o oră din viață de unul mai muncitoresc când toată lumea este cu gândul la mici și bere? Păi merită să vorbim despre el, pentru că e un fenomen care nu este doar din cărți. Este o diferență mare între a avea angajații sub starea asta bună, emoțională, de engage, de implicați, și a avea angajații exact în partea cealaltă, că există și disengagement, parte de dezimplicare activă. Și sunt cercetări reale în câmp organizațional real, despre asta se ocupă știința de care țin eu și asta am făcut și eu prin locurile în care am lucrat. Am comparat situații, am comparat departamente, au comparat cercetările astea organizații în care angajații spuneau că au un nivel mai mic sau mai mare de engagement. Și sunt diferențe în performanță. Noi făceam, în ultima companie mare în care am fost, făceam un survey la nivelul întregii organizații și primeam rezultatele astea. Lucrurile erau așa de bine făcute și grupul din care făceam parte punea atât de mult efort și bani în a măsura acest engagement, tocmai fiindcă știa că dă diferență în performanță, în productivitate, în cifre care se traduc în bani. Aparent ar părea o chestie așa de la și altele, la e bine să avem treaba asta, hai să zicem, nice to have. Însă nu este doar atât, este o chestiune care face diferența de performanță. Când ai în mod dovedit diferențe de până la 20% de performanță între angajații cu engagement mare și ăștia cu engagement mic, nu mai stai să te gândești de două ori dacă vrei să măsori treaba asta, ci chiar o faci. La nivelul echipei, iarăși, productivitatea aproape cu o treime mai mare și absenteism mai puțin cu aproape o cincime. Astea sunt cifre care se traduc în bani și lovesc direct în bugetul și în profitul companiei. Și uite, de exemplu, până la 20% aproape profit operațional îmbunătățit în decurs de un an în companiile care aveau angajați cu un nivel de engagement mare, cu această emoție bună pe care îi lasă să fie productiv și să aibă inițiativă în organizație. E bineînțeles, și acționarii știu de treaba asta, pentru că iată, pe un interval relativ mare de 5 ani, profitul lor a fost mai mare cu aproape 15%. Merită în condițiile astea, ce ziceți, să măsori engagement, să te interesezi de oamenii tăi. Cum vă spuneam, primeam rezultatele astea de survey și lucrurile sunt atât de concret legate de realitate, încât aproape după câțiva ani de experiență ajunsesem să închid ochii și să-mi imaginez cum este organizația respectivă, departamentul respectiv care avea rezultate mai bune sau mai slabe și chiar asta se întâmpla când mergeam să-i întâlnesc, în funcție de rezultatele din survey-ul pe care îl făceam. Ceea ce e foarte tare, înseamnă că făceam ceva acolo destul de bine și reliable măsurat așa. Și acum, hai să vedem, să ne punem mereu, cei care suntem manageri, să ne punem mereu din papucii noștri în papucii și în perspectiva angajaților noștri. Până la urmă să vedem și noi la rândul nostru, dacă suntem manageri, avem și suntem sub aceeași emoție puternică sau nu, în funcție de conjunctură, care se cheamă engagement. Și există un expert în a măsura engagementul din punct de vedere emoțional, Schofeli se cheamă, care a făcut acest model și care este una dintre modalitățile să măsori, să vezi în ce măsură angajații tăi se simt așa sau sunt în starea asta bună. Să simți, de exemplu, sunt trei, eu știu, categorii mari de emoții care construiesc engagement. Odată, să simți că ai un foarte bun nivel de energie atunci când muncești. Și nu mă refer la energia aia, nu știu, astrală, ciudată. Energie să nu obosești. Să persiști în efort, să nu dai înapoi în fața dificultăților. Și asta este un exemplu de întrebare ce vedeți pe coloana din dreapta, care poate fi folosit pentru angajați care completează, de exemplu, un fel de chestionar. Simt că debordez de energie atunci când muncesc. Evident, sunt convins și am văzut treaba asta.
sunt mulți manageri, sunt mulți oameni destul de sceptici care zâmbesc așa în colțul gurii și zic, hai mă, lasă-mă cu prostia asta. Păi cum să-l întrebi pe un om și ce vrei să-ți răspundă că nu este așa? Da, aveți dreptate parțial. Este una dintre principalele provocări pentru a măsura engagement-ul în cazul angajaților, să ne dăm seama corect de nivelul la care ei se află. De aceea, întrebările de genul ăsta sunt imperfecte. Însă fac parte din, cum să zic, din munca, din efortul, din strădania activității de psiholog și de manager până la urmă. Și este doar unul dintre instrumente. Este bun mai ales să înțeleg ce înseamnă engagement-ul de pe pielea proprie. Pe lângă să am energie, mai înseamnă să am dedicare foarte mult. Să simt că am un sens în ceea ce fac, că găsesc un sens în munca pe care o fac. Nu este doar un mijloc prin care îmi plătesc factura de mâine, ci dimpotrivă îmi inspiră entuziasm, simt mândrie în legătura cu munca pe care o fac și are un scop care corespunde și cu niște valori ale mele. Și ultima, dar nu cea din urmă, înseamnă că sunt în stare bună de engagement atunci când sunt complet concentrat pe ceea ce fac. Când muncesc, uit de tot ce se întâmplă în jurul meu. Nu știu dacă vi s-a întâmplat vreodată într-o bună dimineață sau bună zi să ajungeți la locul de muncă sau, mă rog, astăzi cum suntem noi, să ne ridicăm de pe canapeaua în care dormim și să ne mutăm pe scaunul de la birou. Și iată, am călătorit la serviciu. Să te apuci de treabă și să, nu știu, prima dată când ridici nasul din ce aveai de făcut, să-ți dai seama că au trecut 4 ore și ești rupt de sete și nu știi când a trecut vremea. Asta se întâmplă atunci când ceea ce faci îți place foarte mult, când te implică, când ești într-o stare de engagement. Poți să o definești așa, uiți de tine, cum spuneam mai adineori. Și așa se simte, din punct de vedere subiectiv, engagementul ca emoție. Vedeți că este mult mai mult decât motivație. Sau dacă vreți, este motivația în forma ei cea mai de sus, în forma ei optimă, superioară. Nu doar atât. Evident, cum spuneam, nu poți să faci doar genul ăsta de întrebări către angajați, pentru că foarte probabil, în funcție de cum ai cultiva relația cu ei, vei avea oameni care îți vor da întrebări și răspunsuri de complezență. Sau îți vor spune ce vrei să auzi. Poți să-i observi, în schimb. Și asta este unul dintre rolurile noastre de manager foarte important în ceea ce facem astăzi. Să fim prezenți alături de ei. Este important oricând să fii prezent alături de angajați, pentru că așa îi simți. Prezența fizică ne dădea mult mai multe arme, mult mai multe informații, dacă vrei să-i simți pe oamenii tăi, să îți dai seama când sunt sau nu energici, când sunt sau nu fericiți de ceea ce fac. Mediul online acum este mult mai sărac în informații, din păcate, și asta înseamnă că e important să găsim genul ăsta de interacțiuni din care să ne luăm maxim de informații. Și uite cum se vede dacă am avea ocazia să-i observăm, cum se vede angajații care au această emoție pozitivă la nivelul de sus. Păi fac niște comportamente pe care nici nu are sens să vă întreb, este ca în caragiale, nu e așa că pământul se învârte, nu e așa că v-ar plăcea să le aveți la angajații voștri. Adică sunt niște oameni care caută în mod activ să se îmbunătățească, nu trebuie să tragi de ei, grozav. Au atitudine pozitivă față de job, față de companie, față de valorile ei. Nu vorbesc de rău companie, dimpotrivă, vorbesc de bine. Cred în companie, se identifică cu ea. Simt mândrie față de ceea ce fac și față de companie. Și vorbesc de bine. Este una dintre întrebările clasice într-un survey de engagement în organizație. Aș recomanda brandul companiei mele sau aș recomanda produsele companiei mele oamenilor pe care îi cunosc. Sau mai puternic, aș recomanda compania mea ca loc de muncă prietenilor mei. Este un act de foarte puternic să ai un prieten și să-i spui vino să lucrezi la mine în companie când știi că ai un job vacant, pentru că cu siguranță dacă ți este prieten bun și știi că lucrurile sunt proaste în companie, nu iei zice să vină și ba din potrivă te-ar preocupa pe tine să fugi de acolo cât poți. Se țin la curent, cum spuneam, se dezvoltă singuri. Încearcă să înțeleagă mai mult decât jobul propriu și vin ei și trag de tine ca manager. Explică-mi de ce facem noi treaba asta. Au nevoie asta de sens. Le pasă, cu alte cuvinte. Asta înseamnă partea frumoasă a engagementului, partea activă.
Nu mai întreb ca în Caragiale. V-ar plăcea să fie așa? Evident că ne-ar plăcea să avem așa oameni. Iată ce înseamnă partea de engagement scăzut, că există, închipuiți-vă engagementul ăsta ca pe un, știți, ca pe un buton de ăsta cu slider de pe masa de montaj a DJ-ului. Dai sus la maxim, sunt ăștia cu verde. Dai jos, spre partea de jos, de minim, uite, sunt ăștia pe fond roșu, maro, aș zice eu. Sunt oameni care, deși ar putea și au resurse, nu dau tot ce pot pentru organizații, fac minim necesar, cât să supraviețuiesc de azi pe mâine. Ar putea să aibă idei bune și inițiative, dar și le păstrează pentru viitorul angajator, chiar. Resimt epuizare emoțională. Oameni care zic, boi, nu mai pot, nu mai am chef, deși nu fac mare lucru. Au încredere scăzută în manageri și asta este o chestie al naibii de importantă. Oamenii în starea asta de cinism în care orice le-ai spune ca manager te-ar trimite la plimbare dacă ar putea, sunt oameni pe care nu poți să construiești. Nu poți să construiești nici măcar pe termen mediu, dar anumite lume. Da, dacă ar putea să facă rău celui care crede că le-a făcut rău, ar face-o, ca în dinte pentru dinte. Și evident că sunt cu ochii roată-roată să găsească o breșă în sistem ca să iasă de acolo cât mai repede. Și chiar dacă sunt valoroși, chiar dacă sunt buni, nu este o corelație semnificativă între engagement și valoarea angajatului. Nu doar cei buni și isteți și deștepți și performanți sunt ăștia și engaged. Este o condiție, într-adevăr, este bine să ai emoția asta pozitivă, pentru că face diferența între o performanță bună și una slabă, în condițiile în care chiar ai putea să faci lucrul ăsta. Vă dau exemplu, iarăși mi s-a întâmplat la un moment dat prin companii mari să am situații în care să am unele proiecte, să încep ceva și să am o grămadă de lucruri de construit, credeam eu, de la zero, pentru că după mult, mult efort și zbătut cu capul de pereți, să descoper că o parte dintre chestiile alea mai fuseseră făcute. Ba să descoper că erau oameni care știau că încerc să fac același lucru și nu mi-au spus și mi-au ascuns informații. Asta este genul de comportamente contraproductive care vin pe fond de engagement scăzut. Oameni care te văd că te zbați lângă ei, ar putea să te ajute, însă nu o fac. Bun. Acum, cum spuneam, provocarea mare este pentru manageri să își dea seama cum, în ce stare sunt oamenii lor din punctul ăsta de vedere al engagementului. În echipele mici, de exemplu, cum este compania în care sunt eu acum în prezent, marele avantaj este că ea e destul de aproape. Când eram și fizic împreună, în același birou, era și mai bine. Îl simți pe om. Când pufnește, când este fericit, îl vezi. Îl vezi cum contribuie, cum freamătă, cum este nemulțumit. Și de asta este extrem de important rolul managerului imediat, managerul direct și managerul de linie. Să fie mereu prezent lângă oamenii lui, pentru că cea mai bună formă să-ți dai seama de zona asta de engagement este să-i simți pe oameni, să-i observi, să vezi ce fac. Să-i întrebi cum se simt, da, deja introduci o notă de, eu știu, de eroare și de lipsă de control în sistem. Oamenii probabil, dacă au și un interes să rămână acolo o perioadă până, nu știu, își ating niște obiective personale, îți vor spune ce vrei să auzi. E bine, toată perioada de astăzi din prezent, care este de vreo lună și ceva spre două, ne duce spre a avea mai puține resurse din zona asta de management de oameni, pentru că nu mai suntem lângă ei, cei care lucrăm de la distanță. Am simțit imediat pe pielea proprie. Am simțit imediat, în primul rând, faptul că noi înșine, ca manager, resimțim cumul ăsta de emoții negative, de teamă, de anxietate, de frica de orice, de frica de incertitudine care există în prezent și care nu se aplică doar angajaților, să fim serioși. De frica, inclusiv frica aia sănătoasă și serioasă de sănătatea proprie sau a celor apropiați. De aceea am zis că tu ești prima provocare și cea mai mare și mie îmi place o metaforă, dacă vreți. Îl văd pe manager într-o situație de criză ca într-o călătorie cu avionul, ca genul ăla de steward care spune echipei, e firesc să simtă teamă, că na, și eu simt teamă, însă în același timp că totul este în control. Stați liniștiți, da, trecem printr-o perioadă un pic nasoală, este dificilă, dar uite, putem să ieșim de acolo.
Și e importantă treaba asta. Ce spuneam, ați văzut că și în avion spune întâi pune ție masca și pe urmă ocupă-te de ceilalți din jur. Pentru că dacă tu ești primul care pică și ești managerul unui grup, foarte probabil pe grupul ăla va rămâne fără ajutorul esențial în activitatea lor. Pardon, tehnologia. E bine, sunt factorii ăștia de amenințare și de nesiguranță, de faptul că nu putem să ne facem niște planuri. Ba dimpotrivă, cei care eram organizați și planificați, tocmai am văzut niște planuri mototolite și aruncate la coș de toată pandemia asta. Și faptul că simțim un control diminuat asupra oamenilor noștri și luați controlul nu în sensul ăla negativ, în care stau și suflu în ceafă și văd cum mută o hârtie din stânga în dreapta, ci în partea asta în care spuneam, nu mai sunt lângă el să-l simt cum respiră, să-l văd și el să mă vadă pe mine la rândul meu și să-și tragă energie din prezența mea. Discut cu manageri care spun exact treaba asta. Nu știu dacă oamenii ăștia cuplează la ce le spun, nu-mi dau seama dacă după ce am închis convorbirea sau am închis conferința pe Zoom sau mai știu eu pe ce platformă, nu o să, nu știu, râde cinic sau se apucă să-și vadă de treaba lui acolo care este cu familia. Și nu este nimic în regulă cu asta, pentru că suntem puși în situații absolut noi, cu destul de multă presiune, dintr-o situație absolut inedită. Lucrăm cu copii alături, lucrăm în spații care sunt improprii pentru lucruri și astea adaugă presiune situației existente. Și evident că e o situație care se schimbă permanent. Dacă te ții și conectat la avalanșa de știri, recomandarea mea este să te ții conectat la un canal, două, pe care să-l vizitezi o dată pe zi. Și canalul la două o să fie unele dintre cele oficiale și bune. Altfel o să fie o nebunie și o avalanșă de emoții pozitive și negative, de speranță, uite, ieșirea și terminarea crizei sau de ruinarea speranței, ba, nu, să știți că mai durează. Și în condițiile astea, interacțiunile mijlocite prin tehnologie pierd acel ceva care este foarte bun ca să sprijin engagementul pe el. De aceea, ce facem noi, de exemplu, și ce am făcut, a fost un fel de carusel din ăsta al întâlnirilor pe care l-am avut cu echipa, pentru că simțeam nevoia să suplinim lipsa de prezență fizică. Probabil că la început, când aveam mai multe întâlniri pe zi, când ne stabileam sarcini, agende, pe urmă vorbeam la finalul zilei despre ce am făcut în legătură cu fiecare sarcină din ziua respectivă, probabil că poate să pară ca o nevoie de control excesivă și într-adevăr pune presiune mai multe, mai ales dacă nu era același stil de management ca până momentul respectiv. Însă este important, a fost important pentru noi să ne punem pe o cale, să fim siguri că toată lumea din echipă înțelege direcția în care mergem, după ce și nouă ne-a fost oarecum clară, subliniez oarecum clară direcția în care ne ducem. Și apoi am început să slăbim ritmul interacțiunilor mijlocite prin tehnologie. Și când zic mijlocit prin tehnologie, păi, dragilor, rugămintea mea și, nu știu, sugestia mea este să folosim maxim din tehnologie. Credeți-mă pe cuvânt, un mesaj text pe WhatsApp sau pe SMS sau pe ce vreți, n-are cum să funcționeze ca motor de engagement pentru un subordonat, pentru o echipă. Dacă nu folosea nici măcar interacțiunea fizică, închipuiți-vă ce face un mesaj text. Nu face nimic. De aceea folosim foarte mult întâlnirile de tip Skype, Zoom, de câte ori putem. Și este important, în schimb, să stabilești o regulă și aici și oareși ce cronologie, pentru că nu ai vrea să pici în capcana controlului și întreruperilor frecvente. Tehnologia și mai ales grupurile astea de WhatsApp care se creează au acest păcat de a îți bâzii telefonul la fiecare 20-30 de secunde, încât dacă ești conectat la niște grupuri din astea foarte energice și vorbi bărețe, nu mai poți să te concentrezi la ce ai de făcut și nu asta vrei să obții de la oamenii tăi. Cam așa văd eu partea de ce aduce nou în ecuația engagementului pandemia asta. Este evident o parte din ce se întâmplă. Ideea este din spate este faptul că nu este fundamental diferit felul în care construiesc această stare mentală de bine a angajaților mei acum față de ce făceam înainte. Nu este fundamental diferit. Diferite oarecum sunt
dacă vreți, vehiculele prin care fac chestia asta, mijloacele tehnologice prin care fac treaba asta. În schimb, engagementul rămâne aceeași, dacă vreți, stare mentală și emoțională bună care se sprijină pe aceiași factori mari. Și ce vedeți în fața ochilor, sper că suntem încă conectați și vedeți, este un model pe care l-am adunat din experiență și din experiența mea și din cercetările făcute de alți oameni care au venit, au coborât în organizații și au observat ce se întâmplă acolo. Sunt câteva, eu știu, de asta i-am și numit piloni, dacă vreți. Sunt câțiva factori care conduc la starea asta de bine, de engagement. Și unul dintre ele și de neuitat, dacă vreți, este să-i ții pe oameni conectați cu organizația. Să le arăți scopul pe care îl avem în comun. Uite, ce făceam înainte foarte mult și era foarte important este că ne adunam atunci când lucram, mai ales într-o companie mare care este și răspândită geografic. Acum mai suntem și răspândiți geografic prin apartamentele noastre. E foarte important ca omul să-și dea seama că face parte dintr-un întreg și că nu este singur pe lume și mai ales să-și dea seama cum contribuie efortul lui la efortul grupului. Asta se face prin două metode mari, dacă vreți, le-am văzut eu. Odată să discuți, să ai întâlniri periodice în care să discuți activitatea echipei. Și mai ales să discuți interconexiunile dintre oameni, să vezi felul în care ce face unul îl implică și pe celălalt sau pe alții. Sau să vezi felul în care ce nu face cineva îi blochează și pe ceilalți. În plus de asta vine partea aia altă subțire de leadership, în care este important și este fundamental să le arăți scopul comun spre care merge. Aici liderul trece un pic de instrumentele de planificare ale managerului, care sunt foarte bune și noi folosim treaba asta în trainingurile noastre și în activitatea noastră. Ce spunem că facem, chiar și aplicăm la noi. Deci unul dintre piloni este ăsta. Ține-i conectați pe oameni, ai grijă de faptul că fac parte din organizație și arată-le treaba asta. Nu-i lăsa să uite așa ceva. Uite, am mai multe detalii aici. O să trec pe diagonală prin ele. E important, iarăși, să-i facem pe oameni să simtă că contează. Și asta înseamnă că să-i ținem informați, să le spunem tot ce au nevoie să știe în legătură cu activitatea lor și cum merge compania. Să nu le ascundem lucruri, chiar dacă nu sunt grozave, să nu le ascundem informațiile importante. Să deschidem ușa și în cealaltă direcție, să lăsăm pe oameni, noi în calitate de manageri, să cultivăm, să construim cultura asta de feedback din partea angajaților. Să-i lăsăm să ne dea feedback nou, să ne spună cum se vede din partea lor. Cum consideră anumite lucruri că sunt făcute, ce idei au și să implicăm în decizii. O facem mai mult decât o făceam înainte, și zona de consultare și zona de implicare în decizii. Evident, la un moment dat, managerul este cel care ia o decizie atunci când lucrurile nu pot să fie decise de către un grup, însă este importantă și prețuită și face foarte mult bine întrebarea adresată către oamenilor. Tu cum ai face asta? Cum vezi lucrul ăsta? Un alt pilon, al treilea, și ne apropiem de final cu ce am eu de spus, este să îi faci pe oameni să simtă că primesc sprijin. În primul și în primul rând este cunoașterea asta personalizată. Oamenii tăi nu sunt niște colecții într-un fișier Excel. E important să-i cunoaștem individual, să le cunoaștem mai mult decât o făceam înainte, acum, în prezent, să le cunoaștem tot ce înseamnă provocări pentru ei, dificultățile lor, lucrurile de care se tem. Da, suntem manager și la un moment dat faci și pe psihologul cu oamenii tăi mai mult decât o făceai înainte. Să arăți măcar empatie și grijă adevărată pentru situația fiecăruia dintre ei. De asemenea, să le dai resursele de care au nevoie și să te intereseze starea asta lor de bine, atât fizic cât și psihologic, cât și mai ales felul în care schimbările care s-au întâmplat acum le afectează mediul lor social, relațiile dintre ei și familiile lor. E importantă dimensiunea asta umană a managementului și construiește partea asta de emoție pozitivă și de engagement de care spuneam.
Ultima și nu cea din urmă, fiindcă na, trebuiau să fie patru, n-aș înceta în perioada asta să mă preocupe dezvoltarea oamenilor mei. Este o perioadă de criză, însă este o perioadă în care de multe ori e posibil pe unele joburi. Am văzut, am discutat, pari să ai mai mult timp și atunci este bine să îți acorzi timp de dezvoltare pentru oamenii tăi, nu-i lăsa să fie să stea parcați pur și simplu. Însă ce mi se pare mie cel mai important în perioada asta este cum faci un echilibru, jocul ăsta între a le da cât de multă autonomie poți, pentru că oricum este mai multă autonomie decât era înainte, oamenii sunt departe de tine, și iar pe cealaltă parte să nu faci micromanagement, să nu mergi spre controlul foarte strâns, pentru că simți nevoia să fii mai aproape de ei, să-i vezi ce fac, să vezi cum se simte tot ce ai de transmis către ei. Și atunci jocul ăsta este un joc foarte, foarte, eu știu, subțire și de păstrat echilibru între ele. Este managerul care merge pe sârma dintre autonomie și micromanagement. Și o faci împreună cu ei. I-aș întreba permanent cum se simt. Le-aș cerceta starea de confort sau de disconfort în legătură cu ceea ce facem împreună. Și cam ăsta este un cadru. Evident, când avem mai mult timp și cum facem în întâlnirile noastre mai pe larg, tot cadrul ăsta merită umplut cu cărniță, merită umplut cu măsuri concrete care se aplică în organizația ta, care sunt dependente de contextul în care te afli. Însă este un cadru bun care ne face să nu uităm niște lucruri fundamentale de făcut în legătură cu echipele noastre. Și da, vedeți... Hai să le umpl... Scuză-mă, Raluca. Gata sunt. Bună tuturor, da? Le-aș umple cu niște exemple și cu niște exemple care vin așa să suplinească ideea de întrebare, pentru că între colaboratorii pe care i-am în Iași, de exemplu, una dintre companii la începutul acestei crize și-a pus din start problema cum va suplini seria de evenimente și zona de dinamică socială pe care oamenii o aveau în echipe și se prelungea ulterior și în viața lor de zi cu zi. În 8 ore de la serviciu, de foarte multe ori erau continuate cu relații sociale în aceleași grupuri și acum care au fost anulate absolut toate, nu doar cele de la birou, și cele din continuare, din viața socială. Și îmi solicitaseră la acel moment să gândesc un program care să bifeze zona de fun în online și să-i țină împreună, dar un alt fel de fun, ceva care să înlocuiască concertele la care mergeau împreună, ceva care să înlocuiască ieșirile și cum anume pot să derulez un astfel de program în online sau cât de eficient este el ca să ții engagementul echipei sau a colaboratorilor, a angajaților tăi la același nivel. E grozavă observația și întrebarea și preocuparea este autentică, pentru că am simțit-o și pe pielea proprie și am simțit-o discutând cu manageri din mai multe companii. Evident, nu poți să lași totul la Netflix, știi? Adică... Nu poți să lași totul la Netflix, pentru că Netflix-ul nu construiește conexiune în interiorul echipei, decât dacă eventual te uiți la același serial în același timp și stai și povestești pe SMS în timp ce te uiți la Netflix. În schimb, într-adevăr, aici intră zona de creativitate a noastră ca management. E important că am înțeles nevoia și că nu este suficient să o ținem din ședință în ședință. Am avut ocazia în care am discutat cu oameni care mi-au spus tocmai am ieșit dintr-un sau tocmai am terminat un party cu vin pe Zoom. Chiar asta se întâmplă, adică guys, tehnologia, noi am fost foarte morcoviți, când zic noi, grupul ăsta de trainer din care sunt și eu de la sfera business, am fost foarte morcoviți pentru că am simțit că ceea ce făceam noi ca programe extrem de interactive și cu prezență și cu atingere în sală, tocmai ne-au zburat de sub nas și nu mai putem să le facem. Și cred că și managerii simt o chestiune asemănătoare, felul în care ei își motivau oamenii și îi angajau prin prezența lor fizică, prin faptul că ieșeau la un, nu știu, la un pahar de vorbă după serviciu sau că luau prânz împreună, lucrurile astea nu mai sunt posibile la fel. Însă în același timp am primit speranță de la tehnologie, pentru că există platforme care suplinesc o grămadă de chestii din ce făceam înainte. Dacă am ajuns să bem Zoom pe vin, pardon, vin pe Zoom. Așa.
e o chestie pe care o putem face. E de la tehnologie, stai liniștit. Da, da, exact. Chiar acum în prezent există party-uri de DJ care se întâmplă pe Facebook și așa mai departe. Imaginează-ți că unul dintre copiii mei a reușit să convoace o gașcă întreagă de la ei din clasă și au făcut party, pijanos party. Exact. Adică, și la inițiativa lor, adică sunt atât de intuitivi, noi am construit programe, am identificat nevoia și ulterior ne-am pus toată creativitatea la bătaie să găsim soluții. Lor le-a venit atât de natural în momentul în care, după primele două ore de Zoom, că au început inițial învățarea pe Google Classroom, o altă platformă statică, care nu-i conecta online simultan. Mm-hmm. În momentul în care au comutat pe Zoom și puștii și-au dat seama care e oferta de a se întâlni și că nu este neapărat legată de prezența profesorului, în secunda în care s-au terminat orele și au făcut propriul grup, au găsit unul dintre părinți dispus să facă meeting-urile pe Zoom, bineînțeles că eu eram aia, și după aia să share-uiască link-urile în propriile grupuri și așa s-au inventat petrecerile în pijama pe Zoom. Și mie mi s-a părut super tare momentul, da. Mie mi se pare o perioadă foarte bună să învățăm de la... Hai să zicem, angajații noștri mai tineri, dar să învățăm de la copiii noștri, de la adolescenții pe care îi avem în preajmă, pentru că efectiv sunt mai buni decât noi la tehnologie. Este o perioadă bună de acest reverse mentoring, dacă vreți. Noi aflăm în fiecare zi, chiar ieri am aflat dintr-un grup de studenți foarte isteți cu care o să facem un eveniment luni. Am aflat de o altă platformă pe care eu o folosesc și în fiecare zi aflăm de un mediu de ăsta virtual care are diverse virtuți care se completează unele pe altele, pentru că sunt mai conectați, sunt mai preocupați de treaba asta și atunci când vrei să construiești cu oamenii tăi ca manager și acum ne întoarcem la locul de muncă, vrei să construiești relație, conexiune între ei și altfel decât prin ședințe, e o sursă foarte bună de inspirație ce fac tinerii. Și îi sfătuiesc pe manager, dacă vreți, să țină întâlniri cu echipele lor care să n-aibă niciun scop job related, niciun scop de a planifica muncă, niciun scop de a face, eu știu, ședințe tactice, strategice, operaționale. Există fenomenul ăsta, să știți că, adică nu cred că vă descoper eu apa caldă, munca de la distanță nu este din... februarie inventată pe lumea asta. Nu, dar ne ajut să o facem altfel, Florin. Da. Și sunt oameni. Eu, de exemplu, în 2016, am lucrat întregul an 2016 și primele una, două luni din 2017, până am ieșit din zona de corporație, am lucrat într-o echipă virtuală care avea oameni din Germania până în Africa de Sud. Deci există o experiență pe care să te poți baza și să-i întrebi pe alți oameni: băi, dar tu cum făceai încă atunci, când tehnologia era mult mai rudimentară față de ce avem acum? Deci putem ca manageri să ne plângem, să ne frângem mâinile, aoleu, nu mai sunt cu ei, sau putem să, după ce am trecut de faza asta rapid, pentru că e normală și la noi, să ne speriem, să fim nedumeriți, să fim anxioși, efectiv să ne suflecăm mânecile, să învățăm de la cei care au mai făcut treaba asta și să învățăm de la oamenii care ne pot spune modalități de a ne conecta cu oamenii altfel decât cu jobul, pentru că da, nevoia există, este reală. Și încă de pe atunci se recomandau aceste genuri de evenimente, așa numitul de water cooler meeting, adică întâlnirile la dozatorul de apă. Oamenii, când lucrează fizic împreună, se întâlnesc pe holuri, se întâlnesc la o țigară, se întâlnesc când se duc să-și ia apă și discută. Majoritatea timpului discută de orice altceva decât de lucru. Face parte din natura umană, face parte din modul de a construi cultura unei echipe. Poți să faci același lucru și online acum în prezent. Să ai niște bucăți mici de întâlniri care se întâmplă fie în orele de program, oricare ori mai fie alea, pentru că cred că cu toții simțim că muncim mai mult decât clasic 8 ore pe zi. Dar poți să ai întâlniri care să n-aibă niciun scop de job și să țină doar flacăra vie a organizației, a echipei și vor face minuni, vor fi importante. Da. Să știi că ai atins puțin, cumva intuitiv, următoarea, una din întrebările pe care le-am primit și care e legată de zona de burnout, care poate apărea foarte ușor din două perspective diferite. Întrebarea e legată doar de cum preîntâmpini, însă eu aș vrea să o detaliez. Sunt situații în care se instalează
fix din cauza faptului că e mult mai mare solicitarea și tu ții să-ți faci absolut toate task-urile din cauza că presiunea, exact cum ziceai mai devreme, e prezentă din toate părțile. Înainte eram la job 8-12 ore, dar eram la job. Acum suntem cu toate rolurile asumate și de părinți și de parteneri în cuplu și de membri într-o echipă în același timp și avem fix toate 24 de orele la dispoziție, dar în egală măsură există și cealaltă parte a monedei în care nu avem copii, suntem tineri și deodată avem nu doar 8 ore care să ne limiteze. Te-am pierdut câteva cuvinte, dar înțeleg înspre ce vine întrebarea. Cum faci să preîntâmpin burnout-ul? Da, exact. Înțeleg tentația, sunt nici nu știu dacă din păcate sau din fericire într-una din situațiile astea. Tentația este să îți întinzi ziua de lucru până noaptea târziu. Este, fără etichete. Da, exact. Vă zic și de pe pielea proprie, vă zic și din bune practici și vă zic ce le povestesc și altora. Ține foarte mult de planificarea proprie. Ține foarte mult de faptul că, așa cum îți făceai înainte o agendă cu sarcini, este important ca în agenda ta zilnică de astăzi, când ești mufat la laptop, să-ți pui ca sarcină să te demufezi de la laptop. Să ai o bucată de o oră sau de ceva în care faci sport, să profiți de toată libertatea care se poate, aia mică sau mai mare, de a ieși pe afară, să profiți de libertatea de a privi pe geam la o depărtare de măcar 200-300 de metri și să nu mai stai cu perspectiva de 30 de centimetri în fața ochilor ca ecranul ăsta care te rupe. Înțeleg din treaba asta. Uite, vă dau un exemplu. Chiar vorbeam cu o prietenă foarte bună care este psihoterapeut, consilier, și vorbeam la finalul unei zile în care a zis: băi, sunt absolut sfârșită, sunt terminată, pentru că am început din nou să am întâlniri cu pacienții mei și am făcut cum făceam înainte, adică mi-am programat 6 pe zi. Și sunt absolut distrusă, pentru că nu poți să ții 6 întâlniri pe online cu acea încărcătură fără să ai contactul fizic al persoanei. Faptul că avem întâlnirile pe online prin intermediul unui mediu de comunicare imperfect și mult mai sărac decât întâlnirea fizică ne face să ne concentrăm foarte mult pe canalul ăsta de comunicare. Și efortul de concentrare este unul care se lasă cu oboseală în final. La sfârșitul zilei te simți rupt în freză. Atunci este bine să-ți planifici momentele de pauză, este bine să-ți pui limite, este bine să fii în contact cu echipa și să înțelegi care sunt și limitele lor. Pentru că da, poate că tu ești în situația fericită să fii acel om puternic cu un temperament foarte solid și un nivel de energie foarte mare și plus te simți responsabil să faci o grămadă de chestii, să scoți echipa din criză, dacă ești într-o criză. E bine să-ți dai seama, să nu pierzi contactul cu ei și să le verifici mereu nivelul ăsta de engagement, de energie, de colab, de contribuție, pentru că altfel riști să rămâi tu one-man show și te vei epuiza rapid. Este sigură treaba, nu este cu dacă te epuizezi, este mai devreme sau mai târziu. Într-adevăr, simt din toată discuția de astăzi că această perioadă cred că este extemporalul suprem din toate perspectivele din care tu l-ai prezentat atât de fain și să știi că ai feedback-uri extrem de vocale și de bune pe rețelele de socializare, da, pe Business Days avem felicitări pentru prezentare, avem felicitări pentru conținut și până ajungi să le citești, ți le-am transmis acum live ca să știi cât de bine a fost primit prestația ta, prezența ta, timpul tău. Pentru că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, Florin, deși eu cred că această discuție ar putea să continue liniștit în câteva ore, o să ne punem și noi limita de timp de care vorbeai mai devreme, da? Și înainte de a mai lua vreo întrebare, am să fac un roundup al conținutului pe care tu l-ai prezentat, ca să le rămână cât mai condensat celor care au ales să ne privească astăzi. Uite, o să opresc din share-uit ecranul, dacă ești de acord, ca să ne vedem mai bine la ochi, să fie o interacțiune mai umană. Da, să știi că eu de mai devreme te vedeam doar pe tine pe cameră, însă it's up to you, nicio problemă. Uite, mi-a plăcut foarte mult faptul că
Da, uite, alte mii de mulțumiri, citez detalii care vin de data asta pe chatul direct al Zoom-ului. Mi-a umplut mie ecranul, de asta m-am oprit, scuze-mă. Mi-a plăcut foarte tare faptul că nici nu te străduiești să traduci engagement-ul. Faptul că e un termen intraductibil pentru mine înseamnă de foarte multe ori o dovadă a adaptabilității, o dovadă a nivelului la care noi, antreprenorii, e foarte important să demonstrăm că putem învăța. Nu ne-am chinuit an la rând să traducem sandwich. De ce ar trebui să ne chinuim să traducem engagement-ul? E adevărat că nu ne e specific. E adevărat că, din păcate, nu trăim într-o țară care să aibă cultura leadership-ului și de asta poate nu avem termeni în limba autohtonă, în limba română autentică, care să poată să exprime atât de clar ceea ce acest cumul de metode, acest cumul de trăiri și de cunoștințe, și nu în ultimul rând cunoștințe, implică. Dar învățăm. Învățăm la toate nivelurile. Și atunci, chiar dacă este intraductibil și este imposibil, îl adoptăm așa, însă îl putem compara cu flow-ul din psihologie și este foarte important să-l poziționăm mai sus decât satisfacția, care este vitală, da? Da. Imediat generează motivația și de aici totul decurge firesc după aceea către flow, către engagement, care determină relația cu performanța. Și e minunat că în slide-urile tale am avut atât de multe cifre, astfel încât să-i poți impacta și pe cei care sunt extrem de exacti și au nevoie de o ancorare în cuantificabil, pentru că, într-adevăr, din păcate, nu toți antreprenorii au în momentul acesta, n-au decis să investească în măsurarea, în păstrarea și în creșterea engagementului echipelor pe care le conduc. Și de aceea, aceste cifre exacte, care la un moment dat au sesizat că relevau și 20% diferență de profitabilitate între echipele care au un focus direct pe creșterea și pe măsurarea engagementului față de cele care nu sunt interesate de acest indicator sau afirmă că ar fi mult prea greu să îl măsoare, face diferența notabil. Mai mult decât atâta, efectele pe care le are, crește și cum se simte, oamenii sunt energici, oamenii sunt plini de energie, afirmă lucrul acesta, dar foarte, foarte mult mi-a plăcut faptul că oamenii au sens. Oamenii cărora le-a fost cultivat un engagement față de echipele, față de brandurile, față de companiile în care sunt, afirmă că și-au găsit sau că trăiesc cu sens. Și asta, într-adevăr, denotă faptul că o cultură organizațională bine construită, o congruență în viața profesională și în viața personală, îți atinge, te ajută să îți atingi absolut toate treptele din piramida lui Maslow, da? Sensul și identitatea fiind în vârful ei și fiind toate dezirabilele oricărui om care și-a făcut o analiză și a luat un timp de interiorizare și a luat un timp de introspecție. Și bineînțeles că angajații aceștia care reușesc să-și găsească sensul în propria ta companie, în propria ta echipă, sunt cei mai buni ambasadori ai brandului și sunt oamenii tăi de PR. Cei mai ieftini și cei mai autentici. Exact, exact. Putem angaja toate agențiile de PR din lume, dar și cred că nu vor reuși, exact, au real mulțumită, va reuși să spună sau să facă despre brandul tău. Și bineînțeles, există și reversul medaliei, tu ești cea mai mare provocare, tu ca manager și de cele mai multe ori tu ca antreprenor, pentru că îi oglindești. Mie îmi place să spun că echipa este ecoul managerului sau este ecoul antreprenorului. Da. Da? Dacă tu emani frică și nu e nicio problemă să-ți fie frică, mai ales într-o astfel de perioadă, dar dacă frica nu ți-o asumi, dacă tu frica nu ți-o confrunți și nu ți-o asumi și în fața echipei să o transmiți, atunci ea va avea efecte negative. Dacă tu ți-o asumi, atunci cu siguranță în piese mai mici, în segmente mai mici, ea, chiar dacă ajunge mai departe, nu va produce aceleași efecte și astfel ajungeți vorbind despre comunicare și despre modul în care transmitem echipei. Și spun transmitem punct, pentru că avem atât de multe lucruri de transmis încât nu le pot împărți în categorii, în vești bune și vești rele, în stări, în simțiri sau în proceduri.
e important să transmitem. Și așa cum ziceai, e minunat, Florin, să transmitem utilizând absolut toate mijloacele tehnologiei și cum întrebarea pe care am avut-o de la început, dacă să folosim și zona de viață personală, da, să folosim și zona de viață personală chiar dacă nu ne mai întâlnim. Suntem oameni și suntem ființe sociale și atunci e firesc să relaționăm chiar dacă trăim într-o perioadă în care distanțarea socială este atât de prezentă și atât de des solicitată, impusă chiar. E cadrul legislativ, pentru că ieri am avut un webinar de legal, să păstrăm terminologia. Da. Deci e foarte important să le transmiți lucrurile complete angajaților și mai mult decât atât, dacă îmi dai voie să adaug un singur aspect, în comunicare este esențial să fie unitară. Dacă nu ești singurul care comunică cu echipa ta, e foarte important ca mesajul să fie congruent între cei care comunică către oamenii din companie sau din echipă. E un aspect foarte bine. Egal cum aliniem comunicarea pe care o avem cu clienții. De foarte multe ori în situații în care vorbim despre marketing, eu subliniez că e egal importantă comunicarea externă cu comunicarea internă. Clienții noștri din exterior au exact același tipar pe care l-au angajații din interior. Angajații noștri sunt primii clienți pe care îi avem și e foarte important să ne asumăm de maniera aceasta. Pentru că lor le vindem conceptul nostru de business. Dacă ești de acord cu ideea aceasta, Florin, cât eu mai iau o întrebare. Nu doar că sunt de acord. Da, da, nu doar că sunt de acord, merg pe ea și e important să spunem că ar fi bine să-i tratăm ca pe clienții ălora cărora vrem să le depășim așteptările, nu ca pe clienții aia cărora le dăm o experiență criminală conform unei scale de astea pe care o folosim noi. Da, sunt primii noștri clienți și e important să-i ținem în starea asta de bine, pentru că avem return-ul către noi și către echipa apropie. Spuneai de o întrebare, sau mi s-a părut? Da, eu am crezut că e o întrebare, era din nou o felicitare, Florin, cred că este webinarul cu cele mai multe păreri pozitive online directe. Un antreprenor din Iași, Tibi, e un prieten bun al echipei Business Days, Tibi Stoian, e proprietarul unei fabrici de ambalaje, cred poate cea mai mare fabrică de ambalaje din sud-estul Europei și e live acum și a vrut să se transmită că ai făcut un webinar de nota 10. Grozav, mulțumim frumos! Da, e... Da, mi se pare că... Dacă vă puteți apropia de concluzii, vă rog. Okay. Noi am concluzionat, a fost un webinar minunat pentru antreprenori, da? Mai sunt 2 minute, vă rog să ne încadrăm. Sigur. Dacă ar fi să-i lași un singur mesaj, Florin? Mesajul este că, deși pare contraintuitiv, mai ales în zona antreprenorială, să te străduiești, să măsori engagement-ul, este important să o faci. Să nu faci neapărat cu metode din corporație, pentru că n-ai aceleași resurse și n-ai aceeași abordare și poate nu se potrivește. Însă să te preocupe starea de bine a angajaților tăi, pentru că are efect în productivitate și asta are efect asupra banilor tăi ca antreprenor și asupra capacității de a-ți face un plan pe termen lung. În lumea de astăzi, în care predictibilitatea este cea mai importantă valoare sau cea mai importantă resursă și nu avem, să te bazezi măcar pe echipa ta pe termen mediu și lung poate să fie o valoare de aur. Și asta e una dintre căile prin care poți să o achiziționezi, dacă vrei. Așadar, e important atât, să simțim... Atât, nu m-am zis nimic. Ok, e important să simțim, e foarte, foarte, foarte important să măsurăm și vom vedea cu toții cum în această perioadă în care dăm extemporalul cel mai greu al engagementului, piața ne va... recompensa sau nu, echipa ne va da, de fapt, măsura pe care o avem. Cu atât mai mult cu cât acest webinar v-a plăcut atât de tare, să nu ezitați să-l distribuiți, să-l share-uiți și voi în grupurile în care faceți parte și, în egală măsură, sunt alți antreprenori care s-ar putea să aibă nevoie de datele acestea, de informațiile pe care Florin astăzi le-a împărtășit cu noi și nu numai. Business Days susține o serie atât de largă de webinarii în această perioadă și zilele trecute spuneam același lucru, cu riscul de a mă repeta, dar doar dacă vă uitați la cover-ul Business Days-ului, cu siguranță veți simți care este specialistul care va răspunde optim problemelor pe care le aveți. Așa că nu sunteți singuri într-o perioadă din aceasta în care
poate e mai dificil sau e mai greu de adaptat, e o perioadă în care trebuie să simțim dincolo de ecran. Nicio problemă, vom învăța să facem și lucrul ăsta. Îți mulțumim mult de tot, Florin, îți mulțumesc, Laszlo, pentru cadrul creat. Mulțumesc și eu și mi se pare un lucru minunat ce faceți și cred că în perioada asta fiecare din bucățica noastră merită să dăm ceva înapoi comunității și să o facem din tot sufletul. Pentru că e o perioadă în care dacă adunăm genul ăsta de eforturi, o vom scurta, dacă vreți. Mulțumim frumos, Florin, pentru un webinar de excepție, Raluca pentru moderare. Ne vedem la 11:30 cu Raluca Manolescu. Vă doresc o zi minunată!